Ce se mai fură în Valea Jiului? Pur și simplu au dispărut 30 de metri de cale ferată îngustă ce făcea legătura între perimetrele miniere Lonea și Petrila. Persoane necunoscute au sustras șina de cale ferată. Polițiștii din orașul Petrila au declanșat o anchetă și încearcă prinderea făptașilor. Furtul a fost semnalat luni. Au fost sustrase bucățile de cale ferată și două elemente de mancaz ce erau folosite la dirijarea vagoanelor pe șină. De la încărcare Petrila, circa 32 de metri de linie de cale ferată. Nu este pentru prima dată și acum 200 de zile am avut aceeași problemă. Am fost cu poliția, am recuperat 22 de bucăți de șină de cale ferată, am adus-o înapoi în curtea minei Lonea. Noi de 5 luni, 6 luni de zile se face transportul de cărbune pe auto, nu pe cale ferată îngustă. Polițiștii îi caută acum pe hoți și nu exclud chiar demararea unor controale la centrele de colectare a fierului vechi din zonă. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că din zona de încărcare, și aici mă refer la silos, a fost sustrasă șina de cale ferată cu ecartament îngust pe o porțiune de 30 de metri și două bucăți de limbă macaz dirijare vagoane. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat și luarea măsurilor legale împotriva autorului sau autorilor acestei fapte. Calea ferată industrială dintre Lonea și Petrila a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea și datează încă de la începuturile mineritului în Valea Jiului. În ultima vreme, o porțiune de teren s-a surpat, iar calea ferată nu mai era utilizată pentru transportul cărbunelui.